Majoritatea românilor sunt interesați să-și mărească veniturile, căutând constant noi modalități și activități prin care să poată să reușească acest lucru. Cei care au grădină la țară sau chiar la oraș sau la curte pot valorifica fiecare colțișor de pământ și să-l transforme într-o afacere. Spre exemplu, cine este pasionat de grădinărie și agricultură poate să scoată sume mari de bani din cultivarea pământului. Iată mai multe idei de afaceri la țară dacă ai grădină. Cultivarea de fructe și legume exotice. Tocmai pentru că se găsesc foarte rar în țara noastră, aceasta ar putea fi o metodă eficientă pentru mărirea veniturilor. Puteți cultiva legume și fructe exotice, cum ar fi afine, goji, avocado și altele. Acest lucru ar putea aduce venituri consistente, fiindcă produsele au o cerere crescută atât pe piața locală, cât și pe cea internațională, iar prețurile lor sunt în creștere. Creșterea plantelor medicinale și aromatice. Astfel de plante sunt tot mai căutate pentru proprietățile lor terapeutice și culinare. Vorbim aici despre lavandă, busuioc, mentă sau mușețel, care pot fi vândute atât sub formă de plante vii, cât și sub formă de uleiuri esențiale, ceaiuri sau condimente. Miere. Apicultura este o afacere care are mare potențial de creștere, mai ales ținând cont de importanța polenizării pentru agricultură și cererea crescută pentru miere și produse apicole naturale. Dacă ai suficient spațiu în grădină pentru stup și plante melifere, ar fi păcat să nu începi o astfel de afacere. Cultivarea ciupercilor reprezintă o sursă de hrană sănătoasă și delicioasă, iar cererea pentru el este în creștere. O afacere de cultivare a ciupercilor în spații mici, cum ar fi sere sau boxe folosind substraturi organice, ar putea fi o idee excepțională. Cele mai populare ciuperci pentru cultivare sunt ciupercile champignon și tache, pleurotus sau ciuperca de pădure. Creșterea plantelor aromatice și ornamentale poate fi o afacere profitabilă în mod special dacă ai un spațiu destul de mare pentru a cultiva o varietate de plante, cum ar fi trandafiri, crizanteme, lavandă sau salvie. Relatează romania.tv.ro.